Vă invit acum, dragii mei, să urmărim în continuare un reportaj care scoate în evidență calitatea cercetătorilor români, mai cu seamă că ei participă la numeroase proiecte internaționale. Hai să vedem despre ce este vorba. Doamna doctor, institutul din care faceți parte, în cadrul căruia vă desfășurați activitatea, are multe parteneriate internaționale, naționale, internaționale, multe teme de cercetare, da. Multe proiecte. Sunteți directorul unuia dintre proiecte. Despre ce este vorba? Da, este vorba de programul operațional competitivitate din 2014-2020, axa prioritară 1, în cadrul căruia institutul nostru a câștigat un proiect finanțat de Ministerul Fondurilor Europene, al cărui obiectiv principal este de a dezvolta în parteneriat cu firmele private din domeniul avicol a unor soluții nutriționale inovative pentru galinacee în vederea obținerii de alimente cu calități nutriționale îmbunătățite, respectiv alimente funcționale. Asta presupune să le dați ceva de mâncare de calitate, nu? Ca să obțineți un produs de calitate pentru consumul exact, uman. Exact, exact. Concret, ce se face în sensul ăsta? Deci, concret, în domeniul cercetării. Da, se creează noi rețete inovative, utilizând materii prime bogate în acizi grași și subproduse pentru a îmbunătăți calitatea nutrițională a cărnii de pui și a ouălor, pentru că proiectul se referă la firmele private din domeniul avicol. Dar mai întâi trebuie să aveți calitate nutrițională la ceea ce privește furajele care le administrați calinaceilor sau, mă rog. Da, exact. Deci folosirea materiilor prime cu calități nutriționale ca să ducă în final în obținerea de alimente cu calități nutriționale îmbunătățite. Respectiv materii prime bogate în acizi grași, subproduse obținute de la prelucrarea vinului sau de la prelucrarea uleiului, în vederea îmbunătățirii capacității antioxidante a ouălor sau a cărnii de pui. Și a capacității de asimilare. Da, deci calitatea nutrițională înseamnă și, într-adevăr, biodisponibilitatea nutrienților. Care se găsesc în ce stadiu vă aflați acum cu acest proiect? Până în prezent am purtat discuții preliminare pentru că acest proiect este de tip parteneriate de transfer de cunoștințe, deci se referă cu direcție spre IMM-urile din domeniul avicol. Am purtat discuții preliminare în vederea încheierii de contracte de cercetare, dezvoltare, inovare cu unitățile din domeniul avicol, respectiv Avicola București, Avicola Lumina. Totodată s-au publicat o serie de informații despre acest proiect care se găsesc pe site-ul IBNA-ului sau în ziarul Adevărul din 23 decembrie 2016. S-au trimis articole spre publicare la revista Avicultorul și la revista Lumea Satului. Da. Să înțeleg că aveți parteneriate practic cu cei din producție, cu fermierii, cu unitățile de producție. Deci, cum primesc ei asemenea informații de la dumneavoastră și o asemenea temă de cercetare? Deci se încheie contracte care vor consta în testarea acestor soluții nutriționale, testare pe anumite loturi. Da, testare și validare, în primul rând la nivelul institutului, pe așa zise microteste și pe urmă implementate la nivel de macroteste la IMM-urile respective cu care reușim să încheiem aceste contracte. Înțeleg că până la urmă în cei 4 ani, nu? 2014, 6 ani. 2014-2020, dar mai sunt vreo 3-4. Da, programul a pornit din 2014. Noi am participat la competiția din 2015, iar contractul cu Ministerul Finanțelor s-a încheiat în 2016. Deci de atunci se derulează efectiv proiectul. Da, deci sunteți în fază incipientă, să spun exact, așa. Exact, exact. Ați făcut primii pași și urmează primii pași cu publicări de articole, asta cu informații. Asta ce presupune? Foarte multe analize și în laborator. Da, bineînțeles. Foarte mult studiu, deci, în laborator. În primul rând, experimente, da, la nivel de macrotest,
care include microtest, da, care include material biologic, analize de laborator, prelucrări statistice a datelor bioproductive și a datelor privind nutrienții din materiile prime furajere și alimentele respective care se obțin în cadrul cercetării. Există riscul ca după toți anii ăștia de cercetare și toate testele care le faceți, și micro și macro, să nu obțineți rezultatele pe care le scontați? Nu, pentru că noi am testat și am încercat să obținem rezultate și s-au mai obținut rezultate în acest domeniu. Plus că am studiat foarte mult literatura de specialitate care există la nivel național și internațional. Doamna doctor, succes în derularea acestui proiect. Să dea Domnul să aveți rezultate foarte bune în producție până la urmă. Da, asta este în scopul. În final, sigur, acesta este scopul. Scopul nostru, toate rezultatele cercetării noastre să se regăsească la nivel în producție. Da. Succes mult! Mulțumim mult de tot!